O treime din suprafața de teren agricol deținută de Agromec Vișina este cultivată de câțiva ani cu rapiță. Cultura pare a fi perfect adaptată condițiilor meteo din zonă, iar producțiile medii obținute permit obținerea unui profit mulțumitor, susține administratorul societății agricole. Cultura de rapiță avem din 3400 de hectare peste aproape 1100 de hectare cultivate cu această cultură de rapiță. Este o cultură care a fost destul de eficientă ca și producție pentru noi și anul trecut, tot în jurul acestei suprafețe am cultivat și anul trecut. Am făcut producții în jur de 4 tone, cam așa a fost media. Pentru a încuraja și pe alți fermieri să-și îndrepte atenția către cultura de rapiță, Ștefan Stănescu, administratorul Agromec Vișina, a decis să-i provoace pe fermieri la un inedit concurs. Acesta va fi demarat în scurt timp și își propune să scoată la suprafață noi tehnologii pentru creșterea producției de rapiță. Și anul acesta avem aici niște loturi de rapiță în testare. E vorba de 8 hibrizi în care o să facem și un concurs cu 8 fermieri. Vor veni să-și pună cultura pe care o are fiecare ca și tehnologie, să aplice inputurile pe care dumneavoastră consideră că sunt cele mai eficiente și apoi o să, la finalul acestei perioade, după recoltat, o să tragem linie să vedem care a făcut optimul, nu cea mai mare producție pe fiecare dintre aceste loturi. Să facem un clasament și vor fi și niște premii în funcție de cei care au fost cei mai eficienți, care au avut randamentul cel mai bun. Când va fi lansat acest concurs propriu-zis? Păi o să fie undeva pe 31 mai, o să avem prima întâlnire cu fermierii și apoi o să mai facem la final spre recoltare din nou încă un mic eveniment ca să facem și clasamentul. Ca la orice concurs, cei mai buni vor fi premiați, iar cei care nu se vor clasa pe podium se vor alege cu o serie de cunoștințe care îi va ajuta pe viitor să-și sporească producțiile, ceea ce reprezintă tot un premiu. Vor fi premii de la firma care s-a ocupat de acest eveniment și de la firma noastră Agriso cu scanări din satelit, GPS de ghidaj în funcție de locurile care vor fi ocupate de fermieri. Cultura de rapiță este una dintre cele mai profitabile din țara noastră. Condițiile meteo permit obținerea unei producții medii de circa 4 tone pe hectar, iar prețul oferit pe tona de rapiță este unul care se ridică la circa 1700 de euro. Așa se face că acolo unde se aplică tehnologia ca la carte, profitul pe hectarul cultivat cu rapiță se situează la circa 1000 de euro pe hectar.